Vânzător? Oficial am deschis magazin fără vânzător. Intrați, intrați. Aici sunt produsele. Prețurile sunt pe produse. 3 lei, 2 lei, 1 leu, 5 lei, 7 lei, 1 leu, 2 lei. Produse foarte ieftine, cele mai ieftine. Aici vine omul, lasă banii, își ia restul frumos. Aici cântarul cântărește cartofii, legumele. Aici este calculatorul, calculează, își ia punguța și pleacă singur cu banii, fără vânzător. Dacă urmărești videoclipul până la capăt, vei găsi niște cuvinte cheie care tu trebuie să le pui într-o propoziție și câștigătorul va câștiga 10.000 de urmăritori pe TikTok. Cum voi anunța câștigătorul? Tu, în momentul în care ai aflat cuvintele, le notezi pe o foaie și în momentul în care te-a sunat, trebuie să-mi spui propoziția. Toți care ați format cuvintele, scrieți în comentarii am format cuvintele sau știu propoziția. Noi suntem ascunși aici, la 5 metri de magazin, așteptăm oamenii să intre, va avea o mare surpriză dacă este cinstit sau nu. A făcut cumpărăturile, haide să-l întâmpinăm afară. Șeful, numai puțin. Spuneți-mi cum vi s-a părut experiența magazin fără vânzător. Înăuntru să vorbim mai bine. Nu a fost niciun magazin aici, a fost doar pentru o filmare, un experiment. Dar m-am mirat așa puțin, știi că am văzut acum cum să lași cât încredere să ai aici. Am vorbit și cu doamna aia că a venit aici, doamna, și am spus și ei cum să aveți încredere. Să vindeți așa, să vindeți. Ce ai cumpărat aici? Foarte frumos. Uite, mi-am luat o pungă de chipsuri să mănânc acasă, că am vrut să mă duc să mă uit la film, știi? Niște joie cu cacao și asta aici. Nici o problemă, hai să-ți spun ceva. Ține-le în pungă. Aici nu a fost niciun magazin, a fost un experiment să vedem dacă oamenii s-ar descurca. Serios? Să cumpere singuri. Dacă sunt oameni cinstiți. Tu ai fost cinstit, te-am văzut pe filmare. Și pentru asta primești produsele pe gratis și banii înapoi. De câți bani? 15 lei? Ia-te, frate, banii înapoi. Mulțumesc. Produsele le primești pe gratis pentru că ai fost cinstit. Mulțumesc frumos, frate. Cine este cinstit? Dacă cineva se gândește să cumpere de milioane, ia produsele acasă, nicio problemă. Care este norocosul? Haide să vedem. Înapoi la mașină. Am intrat o doamnă în magazin. Pare un pic surprinsă, nu știe ce să facă. Haide să vedem ce se va întâmpla. Bună ziua! Bună ziua, nu nimeni aici? Fără vânzător? Wow! E ok! Mă, 10 lei.
Primiți banii înapoi. Și las produsele. Nu, le luați cadou. Da? Primiți banii înapoi. Mulțumesc! Pentru că aici nu este un magazin adevărat, e doar un experiment să vedem dacă oamenii s-au descurcat să cumpere singuri. Mulțumesc! Deci despre asta este vorba. Sunt convinsă că se vor descurca. Da? Să știți. Bun, hai. Mulțumim mult. Este ok. Mulțumesc, la revedere. Vedem următoarea persoană. Cine va cumpăra de milioane, păstrează produsele free. Numai cine îi trece prin cap să cumpere de la magazinul meu. Let's go! Să așteptăm următoarea persoană. A intrat un domn în magazin, haide să vedem ce cumpără și mergem să-l surprindem cu o surpriză frumoasă. Dacă cumpără de milioane, primește produsele gratis. Ce e asta? Vânzător? Domnul din magazin, haide să-l surprindem. E puțin, intrați puțin înăuntru. Nu ați cumpărat nimic de la magazin? Nu e vânzător și dacă nu e vânzător, dacă vine poliția și mai vede, ce fac aici? Păi așa este mai nou în străinătate acum. Fără vânzător veniți, cumpărați, lăsați banii acolo, vă descurcați singur. Da? Mi se pare ok? Da, mi se pare ok. Păi și nu ați cumpărat nimic totuși, v-ați gândit că mai bine să nu intrați în așa ceva? O să cumpăr, nu e nicio problemă, că o să cumpăr. Deci fără vânzător este aici. Deci nu ați înțeles cum stă treaba, asta este. Da. Da, veniți aici fără vânzător, vă cumpărați ce vreți și cam asta este toată treaba, da? Că nu data viitoare. Da, bine, revin cu altă ocazie, revin și cumpăr de aici. Nicio problemă. Bine. Mulțumim pentru că ați venit la magazin. A intrat un băiat cu bicicleta în magazin, haide să vedem ce cumpără, să vedem dacă el e norocosul să ia produse de milioane. Îl așteptăm să vedem ce cumpără. Domnul mai dinainte nu a vrut să cumpere nimic, i-a fost frică, nu știu de ce, dar era foarte simplu. Cumperi, bagi în plasă, ai plătit singur și ai ieșit. Fără vânzător, ce înseamnă asta? Pereții au urechi. Aici a lăsat banii și luați restul. Ok, haideți să luăm și noi ceva. Așa. Ulei, 7 lei. Foarte, foarte bune pereturile. Și o pungă de furică. Așa. Bun. Plasă. Mai puțin, mai puțin. Văd că v-ați aprovizionat de iarnă cu ulei, l-a spus magazinul fără vânzător. Da, ce părere aveți? M-am mirat că este fără vânzător și este posibil să fie și așa și în România. Pereții au urechi. Ce înseamnă asta? Domne, dacă pui mâna și ai băgat ceva în buzunar, pereții au ochi și urechi. Camera asta e împânzită de camere video. Și dacă noi te-am văzut pe cameră că ai fost cinstit, ce ai cumpărat aici? De câți bani ai cumpărat? De 17 lei. Am luat ulei. Ulei, da. Făină. Ulei, câte? 7 lei. 7 lei. 5 lei. 5 lei. Și o pungă de orez. Așa. Deci, în total, 17 lei. 17 lei. Aici a fost doar un experiment, să vedem dacă oamenii mai sunt cinstiți în ziua de astăzi. Da, și pentru că tu ai fost cinstit, noi îți dăm banii înapoi. Uite aici banii, 15, 16, 17, noi îi dăm în plus, îi dăm exact cât a cumpărat. Da. 17 lei, uite banii. Și produsele gratuit pentru că ați fost cinstit. Mulțumesc frumos! Este ok, nicio problemă, ia-ți produsele, aprovizionează-te de iarnă, iarna a trecut. Fraților, dacă sunteți cinstiți și voi puteți primi produse pe gratis la magazinul fără vânzător, luați-vă produsele cât mai repede și cam asta a fost, fraților. Nu uitați, apăsați butonul de subscribe. Chiar vă rog să lăsați în comentarii ce vreți să mai fac, ce magazine să mai deschid, în ce locații, în ce orașe. Și dacă v-a plăcut videoclipul, like și share cu un prieten să arătați oamenilor că există oameni cinstiți în România. Mulțumesc foarte mult și la revedere! Ciao!